afli astăzi cum îți vorbește pielea despre... Laura, Laura, despre faptul că ai probleme cu rinichii și se vede pe piele. Afli dacă pielea uscată, mâncărimile, albul de pe unghii și alte semne aparent banale înseamnă că ai probleme grave cu rinichi. Eu sunt Laura și tu pe canalul Pacientul 2.0, locul din online în care toate informațiile sunt validate medical și explicate pe limba ta. Nu știu cum o fi la oameni, dar de la veterinarul la care merg eu cu câinele asta știu, că semnele că patrupedului sunt în suferință, apar abia atunci când funcția lor este afectată în proporție de peste 50%, și ăsta e motivul pentru care repetă de fiecare dată fiecărui prop proprietar. Analize anual, analize anual. Iar m-am bâlbâit-o mai luăm o dată? Hai. Analize anual, analize anual. Ba am aflat cum e și la bipezi, la oameni adică, da? Că m-am documentat, e cam la fel. De fapt, chiar mai rău, pentru că un om își poate pierde până la 90% din funcțiile renale înainte de a prezenta simptome. Sunt o grămadă de persoane care trăiesc cu boală cronică de rinichi fără să știe că o au, pentru că în stadiile incipiente n-a existat niciun semnal. Pe măsură ce boala progresează, încep să apară niște dubioșenii pe piele. Doar că dacă nu ești informat, nu ești avertizat, nu ai aflat că boala de rinichi se manifestă și la nivel cutanat, zici că mh, mare lucru, am pielea uscată, mă mănâncă, m-am scărpinat. Uite de-aia facem videourile astea. Ce îmi trebuie mie toate prostiile astea ale voastre? Pentru ca voi să puteți recunoaște semnalele de alarmă, să mergeți la medic și să vă rezolvați problema de sănătate înainte să ajungă la un grad înalt de severitate. Dacă ar fi să facem un sondaj pe stradă, îi trimitem pe Drago și pe Ilinca ca au ăștia doi niște puncte strategice de atac, pe la romană, pe la unirii, pe la universitate. Deci, dacă am face un sondaj pe stradă, zic, și am întreba cum îți dai seama că ai probleme la Rinic, cei mai mulți ar indica probleme de urinare și dureri de șale. Deci, căutăm acum carul cu fân. Da, sigur că este și o nevoie de a urina mai des, în special în timpul nopții. Că urina poate fi acidă sau spumoasă, ba chiar să conțină și sânge, dar sunt și alte semne la care gândul nu te duce. Oboseală, lipsă de energie, probleme de concentrare și de somn ploape umflate, glezne umflate, lipsa apetitului, crampele musculare și... Și eu trebuie să zâmbesc, că altfel mă dă afară. Că aici trebuia să ajung modificări la nivelul pielii. Probabil că nu vezi ce legătură este între rinic și piele. Nici eu nu vă paia dintre fotbal și bere, dar mai bine văd văd treaba mea. Acum vă cereți scuze și plecați. Când rinichii sunt afectați și nu mai sunt capabili să filtreze sângele așa cum o făceau când erau sănătoși, Deșeurile și toxinele se acumulează și dau mâncărime de piele. De asemenea, rinichii sunt cei care echilibrează cantitatea unor minerale din sânge, iar când nu-și mai fac treaba și nivelul de fosfor ajunge să fie prea mare, pielea devine uscată și iritată. Și în plus, bolile de rinichi pot duce la modificări ale glandelor sudoripare, determinând uscarea pielii. Acu' să auzi ce semne sunt să te învăți, vacii mele, nu e bine, vine tata cu pielea pe băț! Piele extrem de uscată atât de uscată încât devine aspră și solzoasă, simți că te strânge, că nu mai ai loc în ea și se crapă cu ușurință. Piele iritată este cel mai comun simptom al bolii renale avansate. Pielea iritată dă mâncărim pe o zonă cum ar fi fața, spatele sau brațele, dar se poate răspândi și pe cea mai mare parte a corpului. Mâncărimile sunt prezente aproape permanent, dar se agravează noaptea din cauza căldurii, a stresului, dar și altor factori. Urme de zgârieturi când te mănâncă. Normal că te scarpini și te scarpini cu înverșunare până îți faci răni pe piele, răni care sângerează. Zici că te-a mângâiat ursul, dar ce mai contează? Depozite de calciu sub piele. Aminteam mai înainte de rolul rinichilor de a menține echilibru de minerale și de incapacitatea lor de a mai realiza acest lucru când sunt afectați. Când nivelul de calciu ajunge să fie foarte ridicat, acesta se depozitează sub piele, ca niște chisturi, de regulă în jurul articulațiilor. Și nu, nu dor, din păcate. Mă tem să nu fie prea târziu. Vezicule, adică mai pe înțeles bășici. Pe mâini, picioare și sau pe față. Vezicule care se sparg, se usucă și formează apoi o crustă. Și în locul lor rămân cicatrici. Schimbarea culorii pielii. Acumularea de toxine ca urmare a funcționării deficitare a renichilor schimbă culoarea pielii într-una palidă cu un aspect clar nesănătos, în nuanțe de gri sau de gălbui, ori zone de piele mai închisă la culoare. Umflare! Față mâinile de picioare! Rinichii sănătoși scot apa și sarea în plus din organism, dar când sunt pe butuci, apa și sarea rămân în corp, se acumulează și se distrează pe limba lor, umflându-te la față, mâini sau picior. Unghii decolorate. Bolile de rinichi pot afecta aspectul unghiilor de la mâini și de la picioare. Este posibil să observi că partea inferioară e albă și partea superioară e maro roșcat. Sau mai poți să vezi o bandă albă pe una sau mai multe unghii. Dacă se sizezi astfel de modificări la nivelul pielii, ba mai mult, sunt prezente și celelalte simptome pe care le-am menționat la început. Te rog să mergi la medicul de familie pentru investigații, respectiv analize. În cazul în care va considera că ai nevoie de un specialist, de un nefrolog și te va trimite la el, du-te, te rog. Sunt Laura și tu ești pe canalul Pacientul 2.0. Abonează-te, distribuie și lasă-ne un comentariu în care să ne spui dacă ai avut probleme cu rinichii și cum ai aflat de existența lor? Informațiile din acest video au fost verificate și validate medical de Dr. Mihaela Iulia Zaharia, medic specialist dermatolog. Vă lăsăm mai multe detalii în descriere.